Furtuna perfectă este o conjunctură de circumstanțe, prieteni, din care nicio ființă pământească nu va putea scăpa cu viață. Furtuna perfectă vine să răspundă unei provocări, și anume provocarea unei crime perfecte. Crima perfectă este o acțiune atât de bine pusă la punct, încât nu lasă urme. Iată ordinea escatologică a subiectului nostru. Crima perfectă, furtuna perfectă, salvatorul perfect. Aceste trei elemente vor alcătui subiectul în această seară. Vreau să vă invit să deschideți Biblia la Matei, capitolul 24, versetul 21. Pentru că atunci va fi un ecaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Asta înseamnă că va fi ultima mare replică, ultimul mare răspuns pe care Dumnezeu îl va da unei lumi nelegiuite, unei lumi care se împotrivește adevărului Dumnezeu. Mai marii lumii au convenit că trebuie să ne numere și să descopere că suntem prea mulți. Aici aveți calculatorul electronic al întregii populații în timp real. Numărătoarea oamenilor este o insultă la adresa lui Dumnezeu, dragii mei prieteni. Dacă mergem în istorie, găsim acolo o instanță în care regele David, după reconvertirea sa, se hotărăște, din motive mai mult sau mai puțin cunoscute, să numere populația. Citim din 2 Samuel, capitolul 24, versetul 2. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenile oștirii care se află lângă el, străbate toate semețiile lui Israel de la Dan până la Berșeva și să se facă numărătoarea poporului, să știu la cât se ridică numărul lor. Această știință, știți, David spunea, să știu, vreau să știu, vreau să cunosc, adică vreau să accesez știința aceasta pe care Dumnezeu mi-a permis-o, din motive pe care nu le înțeleg. Vreau să știu la cât se ridică numărul poporului. Prieteni, această știință este foarte periculoasă. Și să știu la cât se ridică numărul lor, adică această știință a numărătorii oamenilor, a ființelor de pe pământ, aparține numai creatorului universului, creatorului oamenilor, care nu este altcineva decât Dumnezeul nostru, Tatăl nostru de cer, Domnul Iisus Hristos. Prieteni, în Matei capitolul 10, versetul 29, ni se spune cine are dreptul moral să facă numărătoarea oamenilor pe pământ. Matei 10:29. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui nostru care este în ceruri, nu? Deci cine moare și cine trăiește, asta este hotărârea lui Dumnezeu, nu hotărârea omului. Domnul Burla, șeful de la Pfizer, a dat un interviu undeva la Forumul Economic Mondial. Videoclipul a mers viral peste tot în internet, e cunoscut. Și în acest interviu, domnul le spunea că s-au întâlnit în 2019, chiar înainte de începutul acestei crize mondiale, undeva în California, toți mari lideri, factori de responsabilitate globală, iar agenda lor era să scadă populația cu vreo 50%, totalul populației lumii, până în 2023. Și mai spunea dumnealui că este convins că acest plan este deja adus la îndeplinire. Deci, prieteni, oamenii fac aceeași greșeală ca și David și vor să plătească ca și David. Atributul de a număra populația și chiar mai mult decât atât a număra chiar și a perii din cap aparține numai lui Dumnezeu. Despre voi, până și perii din cap vă sunt numărați. De să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii, spunea Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 10, de la versetul 30 la 31. Deci nu numai că Dumnezeu face numărătoarea populației pe întreaga planetă, dar El este capabil să numere până și perii din capul nostru. Se pare că știința n-a reușit această performanță detrimental fandoselii, detrimental aroganței, infatuării de care știința dă dovadă astăzi. Din nefericire, prieteni, lumea de astăzi și conducătorii n-au învățat nimic din experiența dureroasă a trecutului. Până și Ioab, generalul fără inimă, nu? Fără suflet, omul vinovat de multe crime mărșave în dinastia lui David, se opune îngrozit la gândul unei astfel de acțiuni a numărătorii poporului, avertizându-l pe împăratul David, zicând, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă
lucrul acesta. 2 Samuel 24, versetul 3. Chiar și Ioab era îngrozit, știind că numărătoarea oamenilor pe pământul acesta este un păcat, este un prerogativ care îi aparține numai lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, consecința a fost fatală și atunci și astăzi. Ori de câte ori luăm decizii, consecințele apar, nu încetează sau nu întârzie să apară. După ce David a hotărât cu încăpățânare să meargă înainte cu planul acesta, care este un mare păcat, Biblia ne relatează tot în același capitol că David a simțit cum îi bătea inima după ce a făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău căci am lucrat ca un nebun. Dragii mei prieteni, această declarație arată foarte clar că tot ce fac oamenii astăzi prin numărarea populației, hotărârea cine moare, cine trăiește, este o nelegiuire, este un păcat și este o nebunie, așa spune David. Numărătoarea populației planetei are la bază intenția crimei perfecte însă. Tot ce s-a întâmplat în cei 2 ani este înregistrat de Tribunalul Ceresc, deși ce s-a întâmplat este o crimă perfectă și deși făptașii cred că au șters urmele și toate evidențele mișcărilor lor, există totuși un tribunal care are un răspuns, care nu va întârzia să vină din partea lui Dumnezeu. Autorul inspirat confirmă actul crimei perfecte cu mai bine de 150 de ani în urmă, spunând: în acest timp periculos, cine sunt cei care vor fi găsiți strădători? Cine va alege prietenia dușmanilor lui Hristos? Cine va accepta mita lumii în detrimentul principiilor dreptății? Cei care dezinformează, destabilizează, dezintegrează și cei care distrug lumea, acești autori ai crimei perfecte, sunt în fața răspunsului lui Dumnezeu fără apărare. Aceștia vor fi surprinși, dragii mei prieteni, de revenirea Domnului Hristos. Vedeți dumneavoastră, furtuna perfectă a fost odată pentru că oamenii nu învață din greșelile trecutului. Potopul, spre exemplu, este o formă de furtună perfectă cu apă. Dar în zilele noastre va veni o furtună perfectă cu foc. Furtuna perfectă este sfidarea tuturor legilor Creatorului. Ați auzit bine ce am spus? Este sfidarea tuturor legilor Creatorului, legilor naturale, nu mă refer la legea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus va deschide cerul, lumea va fi complet rămasă în uimire. De ce? Pentru că cei care au respins harul lui Dumnezeu și care s-au considerat pe ei înșiși Dumnezei, pentru toți aceștia, revenirea lui Iisus este furtuna perfectă, din care niciunul va scăpa. Este o imposibilitate. Pentru că cei care iubesc pe Domnul, însă pentru cei care iubesc pe Domnul, Iisus și așteaptă revenirea lui, pentru aceștia evenimentul se numește, nu se numește furtuna perfectă, ci se numește Maranata. Iată, Domnul vine. Oamenii de știință îmbrăcați în halate albe, care fusese ascunși de ochii lui prin laboratoare, care detrimental faptului că erau îmbrăcați în alb, practic operau o muncă la negru, încercând să corupă legile naturii create de Dumnezeu, acum în fața furtunii perfecte sunt demascați. Oamenii de știință îmbrăcați în halate albe, aceia care fuseseră ascunși de ochii lumii prin laboratoare, nu? Care detrimental faptului că aveau o muncă nobilă de împlinit, oameni de știință îmbrăcați în alb, totuși operau la negru, făceau o muncă care era împotriva lui Dumnezeu, încercând să corupă legile naturale create de Domn. Acum, în fața furtunii perfecte, oamenii ăștia sunt demascați. Și fiți atenți ipocrizia, în timp ce pretindeau că Dumnezeul naturii este supus propriilor lui legi, care nu pot fi modificate de Dumnezeu însuși, aceiași oameni de știință modificau și alterau cu succes legile naturii. Imaginați-vă! În timp ce spuneau oamenilor că legile naturii nu sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu, prin ceea ce făceau, dovedeau, prieteni, exact opusul. Adică în timp ce operau în laboratorul naturii pentru a modifica temperatura, pentru a modifica umiditatea, clima în general sau a da sau a nu da ploaie, a crea verdeață în deșert sau deșert, în funcție de interesele dictate, mă rog, de curentul politic al vremii, aceștia
legau pe Dumnezeu de mâini și de picioare, așa cum spune proverbul românesc, că Dumnezeu, Creatorul, este legat, sau mai bine zis, supus legilor create de El însuși. Acești oameni de știință pretind că superioritatea lor este o superioritate de Dumnezeu și de aceea au și lansat dictonul Follow the Science, urmează știința. Urmăm știința atâta vreme cât ea este o știință bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, o știință biblică. Greșeala oamenilor de știință de la potop este exact aceeași greșeală a oamenilor de știință de astăzi, prieteni. Ca să fiu mai precis, vreau să citesc textul. În timpul lui Noe, filozofii declarau că este imposibil ca lumea să fie nimicită de apă. Tot astfel se găsește și astăzi, atenție, paralelismul, și astăzi, oameni de știință care se străduiesc să demonstreze că lumea nu poate fi nimicită prin foc, că acest lucru este în dezacord cu legile naturii. Dar Dumnezeul naturii, făcătorul și diriguitorul legilor ei, poate folosi lucrarea mâinilor lui ca aceasta să slujească împlinirii planurilor sale. Vedeți dumneavoastră, pe vremea potopului, continuă aceeași declarație, când oamenii cei mari și înțelepți au dovedit spre satisfacția lor, în ghilimele, că era imposibil ca lumea să fie nimicită prin apă, când temerile oamenilor au fost potolite, când toți considerau profeția lui Noe ca o înșelăciune, nu, ca o aberație, el însuși, Noe, fiind etichetat ca un fanatic, atunci, spune pana inspirată, a fost timpul ca Dumnezeu să intervină. Izvoarele adâncului celui mai mare s-a rupt și s-au deschis stăvilarele cerului, Geneza 7 și 11, iar batjocoritorii au fost aduși la tăcere de acele ape ale potopului pe care ei le contestau. O altă declarație foarte interesantă vine și confirmă, întărește ideea precedentă. Cu toată filozofia lor cu care se mândreau, oamenii și-au dat prea târziu seama că înțelepciunea lor a fost nebunie, că dătătorul legii este mai mare decât legile naturii și că cel atotputernic nu este lipsit de mijloace pentru a-și plini planurile. Prieteni, din nefericire, lumea de atunci a pierit datorită încăpățânării, datorită ifoselor oamenilor de știință care au strâmbat conștiința și mintea oamenilor și a orbit sensul responsabilității umane, civilizația antediluviană, și de aceea oamenii au murit cu toți. Problema însă persistă și astăzi, pentru că oamenii nu au învățat, așa cum spuneam și înainte, de la trecut. Și datorită faptului că noi nu învățăm din greșelile trecutului, din greșelile generațiilor trecute, problema potopului persistă, drama potopului persistă. Aceasta se va repeta cu noua generație, poate ultima generație, înainte de revenirea Domnului Hristos. Și tot Biblia confirmă ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa va fi și în ziua în care va arăta Fiul omului, se va arăta Fiul omului. Luca 17, cu 26 la 30. În ziua Domnului, însă, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru 3 cu 10. Deci observați că există o declarație în care Luca confirmă, sau Domnul Hristos confirmă în Luca, că ce s-a întâmplat în vremurile lui Noe se va repeta de data asta, nu cu apă, ci cu foc, conform a doua Petru capitolul 3 și versetul 10. Nu? Și mai ne spune un text foarte inteligent când raționamentul filozofiei a îndepărtat teama de judecățile lui Dumnezeu. Când învățătorii religioși îndreaptă atenția spre lungi veacuri de prosperitate și pace, iar lumea este absorbită într-un șir nesfârșit de afaceri și plăceri, sădind, clădind, petrecând, veselindu-se, lepădând avertizările lui Dumnezeu și bătând joc de slujitorii lui, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste locuitorii pământului și nimeni nu va scăpa. 1 Tesaloniceni 5 cu 3 și, bineînțeles, textul din Patria și Profeți 103, paragraful 3. Deci, vreau să scot în evidență două elemente. Când raționamentul filozofiei îndepărtează teama de judecățile lui Dumnezeu, când învățătorii religioși îndreaptă atenția spre lungi veacuri de prosperitate, deci observați știința, filozofia unită cu religia falsă. Atenție! Știință, filozofie falsă unită cu religie falsă. Oameni sau
mă rog, gânditori religioși care s-au compromis și care oferă oamenilor un viitor de veacuri, de plăceri, de afaceri și așa mai departe, atunci se va produce exact reversul, exact opusul, sfârșitul lumii. O prăpădenie neașteptată va veni peste locuitorii Pământului, adică furtuna perfectă. Este o știre, prieten, devastatoare pentru cei care conduc Pământul, o veste care îi pune într-o situație de groază și practic le îngheață raționamentul. Nu mai pot gândi că Dumnezeu, care este creatorul naturii, nu este subservient al acesteia. Va fi groaza oamenilor de știință când vor descoperi că Dumnezeul, care este autorul legilor naturii, nu neapărat este subservient sau servitor al acestor legi ale naturii. Furtuna perfectă este demonstrația de forță, prieteni, în fața lui Dumnezeu sau a lui Dumnezeu, demonstrația de forță a lui Dumnezeu în fața națiunilor, care națiuni sunt unite. Deci națiunile unite sunt unite la rău, împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Textul ne va confirma aceasta, e din Ieremia, capitolul 25. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu națiunile, în termen arhaic, cu neamurile. Dar pentru adaptarea textului pentru societatea contemporană, putem citi fără probleme textul în următoarea formă. Vuietul, zgomotul, liniștea, propaganda, agitația furtunii perfecte ajunge până la marginea pământului, căci Dumnezeu se ceartă cu națiunile. Cum sunt națiunile când vine Iisus? Toate națiunile sunt unite pentru pace, prosperitate, dar împotriva legii lui Dumnezeu. Dumnezeu se ceartă cu națiunile pentru că au călcat legea sa. Haideți să le luăm. Am trei texte din Ieremia, capitolul 25, versetul 31 până la 33. Aș dori să iau elementele cheie din toate aceste texte pe care să le abordăm unul câte unul. Prima declarație care stă sau iese în evidență este expresia din versetul 31. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu națiunile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Asta este sfârșitul lumii, se aplică contextual odată cu revenirea Domnului Hristos. Ceea ce vreau să scot în vedere, un cuvânt cheie din acest moment este vuietul. Expresia vuietul este foarte important. Textul biblic spune că vuietul este sunetul îngrozitor, impunător, nu este altceva decât deznodământul sau concluzia finală, și anume că Dumnezeu are un ultim cuvânt. Vuietul furtunii perfecte este teribil. Cei care ați văzut sau ați auzit undeva cândva, ceva ani în urmă, Independence Day sau nu știu cum se mai filmul ăla, în care vezi, măi, Doamne, umanitatea s-ar fi putut salva pe ea însăși cu șase corăbii. Auzi, termenul șase este elementul uman, factorul uman. Filmul arată că, de fapt, furtuna perfectă va fi depășită împotriva unui potop care va veni pe pământ și șase embarcațiuni, șase vapoare gigantice vor salva cele șase continente sau eu știu câte ori fi fost și, până la urmă, toți președinții și liderii națiunilor vor trăi în pace și prosperitate. Iată cum Hollywoodul corupe din nou cuvântul lui Dumnezeu. Este din nou furtuna perfectă care susține teoria aceasta că omul se va salva pe sine însuși. Dar vreau să intru într-o problemă care mi se pare destul de abstractă. Furtuna perfectă susține teoria cercului care devine pătrat. Veți spune, fratele Liviu, a nebunii, cum adică cercul devine pătrat? Păi uite așa, vom afla imediat cum se poate face asta. Adică, vorbind de o altă matematică, da, matematica lui Dumnezeu. Textul spune că vuietul ajunge la marginea pământului. Adică, când vorbim de marginea pământului, asta în textul, în versetul 30 și apoi avem în versetul 32 repetarea aceleași expresii. Așa vorbește Domnul Știrilor, arată că nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună, adică furtuna perfectă, se ridică tot de la marginea pământului. Vedeți dumneavoastră, prieteni, la prima vedere pare un nonsens, dar din nonsensul acesta Dumnezeu va ridica furtuna absolută din fața căruia nimeni nu va scăpa.
Scriptura spune că această furtună vine de la marginile pământului și, în consecință, dacă Terra are margini, înseamnă că pământul nu este un cerc turtit, așa cum îl vedem noi pe harta lumii. Nu susțin ideea că pământul este plat sau pătrat sau cutare, așa cum susțin anumite minți care zic eu că sunt un pic de deplasate de la realitate, dar vreau să scot în evidență că dacă pământul are forma de cerc turtit, asta înseamnă că nu are margini. Și uite, așa ne confruntăm cu chestiunea de interpretare. Dacă planeta are margini, înseamnă că e pătrată. Sau, mă rog, e plată, nu? Dacă planeta este cerc, atunci nu poate avea margini. Deci, ce putem scoate în evidență este că expresia până la marginea Pământului este o figură de stil. Nu? Este o expresie figurativă care arată că nu rămâne nimic care să scape din mâna lui Dumnezeu. Asta vrea să spună Domnul când vorbește de marginea Pământului. Pentru că sunt oameni care bagiocoresc această expresie și spun că dacă are Pământul margini, o iau literal expresia și spun că Pământul e pătrat sau Pământul este plat. Revenim, mergem puțin mai departe. Intră la judecată. Înseamnă că Dumnezeu dă o citație la nivel mondial fiecărui cetățean de pe planetă pentru audiere finală la parchetul general al Universului, la cea mai mare judecătorie a acestui univers, în constelația Orion, unde se găsește tronul lui Dumnezeu. Orionul apare în Scriptură de 3 ori, de 2 ori în cartea lui Iov și una odată în cartea lui Amos, dacă nu mă înșel. A patra expresie, care mi se pare extrem de importantă, dă pe cei răi pradă. Adică asta înseamnă că este sentința care se aplică celor răi ca rezultat al judecății lui Dumnezeu. Nu va mai fi niciun drept de apel, decizia este definitivă și irevocabilă, spune versetul. Vuietul va ajunge la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu națiunile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. A cincea expresie care mi se pare foarte interesantă în contextul acestui buchet de 3 versete din Ieremia, capitolul 25, este expresia nenorocirea merge din națiune în națiune sau din popor în popor. Este o pandemie de nelegiuire și de imoralitate, un fel de sodomizare a societății umane care, prieteni, poluează conștiința individului, conștiința societății, dacă vreți, de orice gen, corupe conștiința sistemului de justiție până la limitele incredibile. Această nenorocire este consecința abandonării legii lui Dumnezeu, așa cum spune psalmistul David despre cele 10 porunci în psalmul 119, versetul 126. Este vremea ca Domnul să lucreze, ca Domnul Iisus să vină să aducă furtuna perfectă, căci ei calcă legea ta, spune psalmistul în psalmul 119. Deci, repet contextul. În timp, în acest tip periculos, cine sunt cei care vor fi găsiți trădători? Pune întrebarea autorului. Cine va alege prietenia dușmanilor lui Hristos? Cine va accepta mita lumii în detrimentul principiilor dreptății? Păi am văzut asta în pandemie, nu? O întrebare foarte bună. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Uragane, furtuni și vijelii, incendii și inundații, dezastre pe mare și pe uscat, vin unele după altele într-o succesiune rapidă. Știința caută să explice toate acestea. Semnele care se îngrămădesc în jurul nostru, care vorbesc despre apropierea Fiului Dumnezeu, sunt atribuite, prieteni, oricărei alte cauze în afara celor adevărate. Iată că știința din nou se corupe și caută să explice tot ce se va întâmpla pe pământ când Domnul Hristos va aduce calamitățile și vor încerca să ofere o justificare în afara spectrului adevărului. Vor da explicații de toate culorile, de toate formele, numai să nu spună adevărul. Testimonii, volumul 6, pagina 408. Asta este furtuna perfectă, sfârșitul tuturor lucrurilor vechi și nelegiuite. Ultima declarație din buchetul celor 3 versete este în ziua aceea. Expresia în ziua aceea o găsiți peste tot în Scriptură și în mai toate circumstanțele sau contextele pe care le veți descoperi în studierea Cuvântului Dumnezeu, veți vedea că în ziua aceea expresia are foarte mult de a face cu sfârșitul lumii sau cu declarația pe care o prezintă, bineînțeles, o prezintă
Matei, capitolul 24, că va fi o nenorocire cum n-a mai fost pe pământ și așa mai departe. În ziua aceea, cei care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt, nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. Confirmă para inspirată în Testimonii 6, tot pagina 408, următoare. Oamenii nu pot întrezări îngerii veghetori, care țin în frâu cele patru vânturi, ca ele să nu bată până ce nu sunt sigilați slujitorii lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu va porunci îngerilor să dea drumul vânturilor, va fi o așa priveliște, scene de neînțelegeri și lupte pe care condeiul sau pana omului nu le poate descrie. Vor fi semne în soare și în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Vă aduceți aminte cu ce începea Ieremia textul în capitolul 25, versetul 30? Vuietul. Iar aici ne se confirmă că furtuna perfectă are un urlet al mării și un urlet al valurilor. De aceasta își vor ieși din marcă, nu? Mările, oceanele, vor ieși din marcă, iar nimicirea va fi pe drum. Ele vor înghiți vapoare care navighează pe apele cele mari cu încărcătura mărfurilor vii. Vor fi grăbite în eternitate, fără ca să mai aibă timp să se pocăiască. Dragii mei prieteni, în toamna anului 1991, Andrea Gale a părăsit Gloucester, Mass, și undeva în Canada, în partea de nord, și s-a îndreptat către zonele de pescuit ale Atlanticului, tot de nord. Era un pescador din ăsta, au plecat să câștige oamenii pâinea. După 2 săptămâni mai târziu, a avut loc un eveniment unic în istorie, istoria înregistrată de până atunci, de meteorologie și așa mai departe. Furtuna perfectă. Capitanul primește un răspuns sau o avertizare din partea turnului de control. Domnule, întoarce-te înapoi pentru că ai de a face cu furtuna perfectă. Capitanul, un om mândru, un om bine educat, bine șlefuit, un om care urma știința, nu că legile naturii sunt supuse naturii și nu poate apa să iasă din matcă, zice, domnule, am 26 de experiență de împescuit și nu cunosc nicio frică, nu știu cine este furtuna perfectă. Ofițerul turnului de control a repetat și a zis, domnule, treaba asta ce se întâmplă pe mare acum n-are nimic de a face cu experiența ta de viață ca un capitan pe vapor. Vino înapoi. E vorba de valuri de până la 50 de metri înălțime. Foarte mulți m-au contestat, domnule, cum e să fie 50 de metri valuri? Da, domnule, sunt. Când apar furtuni de genul acesta, valurile sunt uriașe și nici nu vă puteți închipui cât de mari și cât de lungi sunt. Bineînțeles că în momentul în care capitanul răspunde, nu știu, nu mă interesează ce înseamnă furtuna perfectă, această infatuare mă duce cu gândul la infatuarea celor care conduc lumea de astăzi, prieteni. Ultimile cuvinte ale capitanului au fost acestea, am experiență de viață. Știți, furtuna perfectă n-are nimic de a face cu experiența mea și a ta, abilitatea mea profesională de a mă mișca printre obstacole, nu. Furtuna perfectă elimină orice posibilitate, în mod radical, orice soluție omenească de scăpare. De multă vreme Dumnezeu a tăcut, acceptând să fie baciocorit, dar în ziua aceea se va scula ca un viteaz în Valea Gabaonului, nu? Să facă acea lucrare străină lui, să pedepsească lumea nelegiuită. O furtună perfectă este o situație în care, prin confluența unor evenimente specifice, ceea ce ar fi putut fi o problemă minoră, ajunge să fie mărită în proporții care sunt scăpate de sub control. Furtuna perfectă din 1991 s-a numit furtuna celor trei frați. Așa se întâmplă și acum. Trei furtuni s-au întâlnit în ocean, rece, aer cald, mă rog, toate chestiile astea s-au întâlnit împreună și au produs un vârtej care a stimulat marea sau oceanul până la dimensiuni incredibile. Ce fac mai mari lumii astăzi, prieteni, este să se joace cu focul. Ce vor stârni ei este un foc care finalmente nu-l vor mai putea stinge. Se vor trezi în furtuna lui Dumnezeu. Pana inspirată repetă din nou, în acest timp periculos, cine sunt cei care vor fi găsiți trădători? Cine va alege prietenia dușmanilor lui Hristos? Cine va accepta mita lumii
în detrimentul principiilor dreptății. Maranata este pentru tine. Furtuna perfectă este puterea lui Dumnezeu sau soluția lui Dumnezeu pentru cei nelegiuiți. Noi nu putem scăpa de furtuna perfectă. Avem nevoie de un salvator perfect, care nu este altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Strâmtorarea lui Iacob sau noaptea strâmtorării lui Iacob este strâmtorarea noastră, prieteni. Din spate venea un socru corupt, Laban, care reclama idolii furați de ginere, când de fapt erau furați de propria ei fiică Rahela, nu? Intenția era criminală. Moartea lui Iacob, din față, la fel, era fratele său Esau, cu 400 de războinici, să aplice justiția lui Dumnezeu. Din față venea Esau, fratele lui, din spate venea Laban. Scenariul acesta este atât asemănător, prieteni, cu cel care ne vizează pe noi ca popor al lui Dumnezeu. Din spate vine fiara din Apocalipsa 13, să omoare pe toți și ce nu se vor închina ei. Din față vine Apocalipsa 14, justiția lui Dumnezeu, care ne spune că dacă ne vom închina fiarei și vom primi semnul ei, vom muri. Nu? Pe scurt, rămășița poporului Dumnezeu este fără ieșire, fără scăpare. După matematica umană, moartea vine din spate, din Apocalipsa 13. Moartea vine din față, din Apocalipsa 14. Pare că ne vom confrunta cu o misiune imposibilă. Iacob intră în luptă cu Dumnezeu. Trecutul nu îl recomandă, viitorul nu îl reprezintă. Ce ne vom face, prieteni? Înapoi este trecutul, Labanul de care Iacob nu vrea să-și amintească. Înainte este Esau, care vine cu răzbunarea. Ce ne putem face? Mă uit în sus, Iacob s-a uitat în sus și știa că de acolo îi vine vindecarea, îi vine salvarea, îi vine iertarea de păcate. Toată noaptea, prietene, a luptat cu Domnul Iisus, toată noaptea a suspinat până ce inima lui s-a lipit de inima Domnului Hristos pentru totdeauna. Nu s-a văzut prea des o rugăciune în Scriptură sau nu ni s-a raportat în Scriptură o rugăciune de o astfel de dimensiune, 4, 5 sau chiar 6 ore, așa cum a fost rugăciunea lui Iacob în noaptea aceea. Noi vom fi salvați ca și Iacob. Când a învins, Domnul a trimis o poruncă lui Laban și una lui Esau. Ambele porunci au fost mișcătoare. Printr-un vis, Laban aude vocea Domnului și spune să n-ai nimic de a face cu el. E protejatul meu. Esau vede și el în vis viața de surghiuni a fratelui său și inima lui Esau, ce puțin pentru un moment, este muiată. Mântuirea noastră, salvarea noastră, prieteni, creșterea noastră în har, școala suferinței și asemenea foarte multe alte lucruri pe care Domnul ni le oferă în viața aceasta se aseamănă foarte mult cu viața vulturilor. Vreau să citesc o declarație foarte interesantă spre final, Psalmul 91, versetul 4. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde cu aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Deci iată actul de identitate unde Domnul nostru Iisus Hristos se identifică cu un vultur, cu aripile sale puternice, pavăză și scut este credincioșia Domnului nostru Iisus Hristos. O declarație care ne identifică pe noi ca puișori ai vulturului, a marelui Domn Iisus, se găsește în Deuteronom, capitolul 32, de la versetul 1 la 12. Citeți doar un text. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra cuilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el, nu, în momentele acelea. Zic eu că sunt cele mai revelatoare texte care recomandă intervenția lui Dumnezeu, Salvatorul perfect, în viața noastră, în momentele furtunii perfecte. Dacă a fost ceva mai fascinant în lumea celor care sfidează gravitația, este viața vulturilor, prieteni. Nu întâmplător Dumnezeu a dat înțelepciunea acestor ființe ca să poată să învețe, să trăiască sau treacă printr-o experiență a școlii severe, puișorii, înainte ca să devină adulți și independenți de părinților. Când perechea nou formată de vulturi se hotărăște să își unească destinele, aleg un loc pentru formarea cuibului. Adesea, aceasta este pe marginea prăpăstiei, într-un loc bine adăpostit, dar care permite o vedere bună vulturilor adulți cu privire la ce se întâmplă în jur.
Interesant este că în primele luni puișorii sunt încălziți de unul dintre părinți care îi acoperă cu aripile lui și bineînțeles că penele care căptușesc interiorul culpului. În timp ce unul dintre părinți merge să se hrănească și să aducă hrană pentru puișori și pentru partener, celălalt veghează să încălzească cuibul cu ceea ce e mai valoros, nu? Puișorii. Iată o lecție de viață, prieteni. Și astfel, părinții se schimbă frecvent până ce temperatura crește, natura vine primăvara, vara și așa mai departe, natura își schimbă gustul, iar penajul puișorilor este suficient pentru a le păstra o temperatură constantă. Pe măsură ce puii cresc, părinții avansează în educarea lor. Și cum credeți că o fac? Prima dată hrana le este dată în cioc, mai târziu le este pus în cuibușor, ca ei să înceapă să facă primele eforturi, nu? Să se hrănească singuri. Mai târziu, părinții încep să strângă penele de sub cuib cu scopul de a face cuibul mai inconfortabil. De fiecare dată când puișorii merg să iau o bucățică de hrană, părinții, în timp ce puișorii sunt ocupați cu mâncatul, părinții încep să strice cuibul. Ia câte o pană azi, câte o pană mâine, câte un fir de iarbă azi, câte un fir de iarbă mâine, până când cecuibul ajunge să fie încercuit doar de crengile inconfortabile. Părinții doresc să le pună puilor, să le spună lor, să le comunice că ei nu vor putea rămâne puișori la infinit și că trebuie să crească înțelegând responsabilitățile. Așa face și Dumnezeu cu noi. Ne crește în har, ne aduce la Domnul Isus, ne aduce la credință, ne învață, ne hrănește, ne dă cuvântul său până când ajungem oameni adulți în ale Cuvântului Lui Dumnezeu și ne putem hrăni pe noi și noi înșine ajungem să hrănim pe alții. Ei, puișorii de vulturi, primesc mâncarea în afara crengilor cuibului acum, pentru că la un moment dat cuibul dispare. Acum părinții iau hrana și nu le mai pun în ce a mai rămas din cuib, crengile acelea care încerbiesc ca o frontieră, nu, zona unde a fost cuibul, ci le pun mâncarea afară. Puișorii sar peste crengile care au format cândva cuibușorul și se hrănesc cu hrana aceea lângă cuib. În timp ce pui învață să sară din cuib, ce credeți? Părinții strică și ce a mai rămas din cuib, luând ultima crenguță, ca mai târziu să nu mai existe niciun cuib. Cuibul a fost total desființat. Acum mai mergem la un pas de maturizare a puișorilor. Puișorii stau pe stâncă. Mâncarea li se aduce din ce în ce mai aproape de prăpastie. Ei cresc în dimensiune și în aparență că la vreo 9 luni puișorii de vulturi au aceeași dimensiune ca și părinții. Au însă metehne sau o meteahnă, au râu de înălțime. Se uită în jos, îi apucă amețeala și se uită în sus, le tremură inima. Așa că părinții, vulturii, îi invită la un alt nivel de școlarizare și le pune mâncarea din ce în ce mai aproape de marginea prăpăstiei, să învețe să-și înfrângă frica și să se acomodeze cu riscul. În felul acesta se împlinește ce spunea profetul Ezechiel în capitolul 12, versetul 18. Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând, îți vei bea apa cu neliniște și groază. Dragii mei prieteni, este exact școala pe care Dumnezeu sau prin care Dumnezeu ne trece astăzi pe noi, puișori ai lui în credință, care nu numai că ne hrănește, dar ne învață să vedem riscurile, să ne confruntăm cu realitățile și să găsim curaj prin credință în Domnul Hristos, Mântuitorul nostru și Salvatorul nostru. Sigur că venim aproape de prăpastie, aproape de furtuna perfectă. Și va veni ziua, prieteni, când ne vom mânca pâinea tremurând și vom bea apa cu liniște, cu neliniște și groază. Dar Dumnezeu nu ne va părăsi. Așa își va mânca poporul lui Dumnezeu pâinea în timpul furtunii perfecte, dragii mei. Tremurând, vom mânca pâinea cu neniște și groază și ne vom bea apa. Tremurând, că ne vom uita în jos, de unde vine pâinea, și groaza când ne vom uita în sus de unde ne vine apa. Apoi, ne întoarcem la vulturi, când puișorii au crescut suficient, nu știu să zboare, nu sunt pregătiți să zboare. Părinții le pune mâncarea exact pe margine, pentru ultima oară, și când ei vin să mănânce,
Ce credeți că se întâmplă? Adulții, părinții adulți, îi împinge în prăpastie. Vei spune, vai de mine, cum se poate face așa ceva? Cum se poate să se întâmple ca părinții să-și împingă puișorii în abis? Motivul este să învețe să zboare, prieteni. Puii se întorc peste cap, caută cu disperare, să dea din aripi. Nu stăpânesc aerodinamica și sunt speriați de moarte. Accelerația gravitațională produce o viteză atât de intensă, dincolo e orice manevră. Părinții vulturi care vin ca săgeata în urma lor, pândesc puii și îi iau pe umeri și îi conduc din nou pe marginea locului unde fusese cuibul, exact în momentul în care totul pare pierdut și din imaginea pe care o vedem, puii sunt amenințați în următoarele secunde să se strivească, să fie zdrobiți de o stâncă. Exact în momentul ăla, mama sau tata îi ia pe aripile lor, așa cum ne spunea, de fapt, declarația Domnului Hristos în Psalmul 91 sau declarația cealaltă din Deuteronom, capitolul 32, unde Domnul ne ia pe aripile lui, ne strică cuibul, ne învață să zburăm și ne învață să stăpânim circumstanțele. Acest exercițiu este repetat de foarte multe ori până când puișorii învață să zboare. Acest exercițiu este repetat cu noi, prieteni, până când vom învăța să sfidăm gravitația, să ignorăm grijile și riscul și să lăsăm toate lucrurile la piciorul crucii și pe seama lui Dumnezeu, care este și a Domnului Hristos, care este Mântuitorul perfect. Momentul dureros este acela când puii, acum adulți, învață să stăpânească aerodinamica. După câteva zile de zbor, nu se vor mai întoarce niciodată la părinții lor. Ce lecții de viață putem lua din experiența unei specii de păsări care sunt vulturii? Dacă Dumnezeu a învățat pe vulturi și a pus în creierul lor această lecție practică, care are mai puțin de, eu știu, 30 de grame de creier, același Dumnezeu a pregătit lecția aceasta de viață pentru oameni să învețe sau să ne învețe lecția credinței, prieteni, să ne învețe lecția credinței, aceea de a sfida abisul și de a sfida înălțimile pe nori. Ce se întâmplă? Furtuna adeseori este provocare, o provocare și pentru păsările acestea ale cerului care se numesc vulturii. Adeseori când sunt prinși în furtună, sunt bătuți de stânci. Intenția inițială a vulturilor este să se lupte cu curenții de aer. Dar evident că curenții de aer sunt infinit mult mai puternici decât aripile sau puterea pe care vulturii o au în aceste aripi și riscul este să fie zdrobiți de stânci. Sunt aruncați într-o parte sau altă parte, în sus sau în jos, până când extenuați și obosiți, chiar vulturii primesc o lecție, prieteni, primesc o lecție de credință. Se predau. Și când se predau, își ridică aripile deasupra capului și forțele aerodinamice îi propulsează deasupra norilor, ejectează, catapultează ca la avion, cum e pilotul care este catapultat de avion atunci când se defectează motorul, tot așa și vulturul este catapultat de curenții de aer în momentul în care se predă și își pune aripile deasupra capului. Ce lecție frumoasă de viață pentru noi, prieteni, deasupra, nu? Se vede acum doar cerul și soarele. Zboară în liniște, ignorând furtuna care este dedesubtul lui. Lecția pe care aș vrea să o învățăm în această seară este că, deși vine furtuna perfectă, noi putem să sfidăm această furtună perfectă, zburând prin credință deasupra norilor, la gândul că avem un Mântuitor perfect, un Salvator perfect, care este Domnul nostru Iisus Hristos, ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Deuteronom 32, de la versetul 1 la 12. Concluzionez cu câteva de texte de suflet. Pentru sfinți era un ceas de agonie înfricoșătoare și teribilă. Ei strigau zi și noapte la Dumnezeu pentru eliberare. După aparențe, nu exista nicio posibilitate de scăpare pentru ei.
Cei răi începuseră deja să triumfe, strigând: De ce nu vă scapă Dumnezeul vostru din mâinile noastre? De ce nu vă înălțați și nu vă salvați voi viața să vă duceți la cer, nu? Dar sfinții nu luau aminte la ei. Ca și Iacob, ei se luptau cu Dumnezeu. Îngerii tângeau să-i libereze, dar trebuia să mai aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuia să dea paharul și să fie botezat cu botezul. Îngerii credincioși însărcinării lor își continuau pauza. Dumnezeu nu va îngădui ca numele lui să fie baciocorit între păgâni. Aproape sosise timpul ca el să-și manifeste puterea lui cea mai mare și să îi elibereze pe sfinți în mod cât se poate de glorios. Pentru slava numelui său, el va elibera pe toți aceia care l-au așteptat cu răbdare și ale căror nume era scris în carte. Prieteni, este o declarație extrem de frumoasă. Momentul terminus, chiar aproape când să izbească puișorul de stâncă și să moară, vine Dumnezeu din urmă și îl salvează. În momentul critic, în momentul terminus, în momentul zero, Israelul lui Dumnezeu stătea în picioare, cu ochii în sus, ascultând cuvintele ce veneau din gura lui Iehova, apare Iisus pe norii cerului, și se rostogoleau pe pământ cu bubuiturile cel mai tare tumet. Era grozav de solemn. La sfârșitul fiecarei propoziții, sfinții strigau: Slavă! Aleluia! Fețele le erau luminate de slava lui Dumnezeu, ca fața lui Moise când a coborât pe Sinai. Din cauza aceasta, cei răi nu puteau privi la ei. Când a fost rostită binecuvântarea veșnică asupra celor care l-au onorat pe Dumnezeu, păzind sabatul lui Sfânt, s-a auzit un puternic strigă de biruință asupra fiarei și asupra icoanei ei. Mântuitorul perfect, Mântuitorul absolut, vine ca să ne mântuiască. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne ajute să învățăm lecția de zbor al credinței noastre, lecția aceasta de încredere extremă în puterea lui Dumnezeu, în aripile lui, în maniera în care el conduce poporul său. Să ne rugăm. Iubite Tată din cerul, îți mulțumim în numele lui Iisus pentru că ne iubești și pentru că ne-ai adus la limanul dorit și ne-ai ajutat să înțelegem că tu nu vei renunța la noi niciodată. Îți mulțumim pentru încurajări, îți mulțumim pentru textele care ne clarifică anumite elemente de confuzie sau clarifică încurcăturile pe care le avem în mintea noastră. Avem încredere că în această seară vei binecuvânta pe toți cei aleși, vei binecuvânta pe toți cei care așteaptă mângâiere de la tine și uleiul din candelă Duhul Tău Sfânt. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.